eu sunt acum puțin îngânfat, așa că sunt un subiect de film, nu? Cumva. Să te trezești așa, dom'le, n-ai vrea un film? E un tip care a găsit un puloar. Asta nu înseamnă că nu pot să merg și eu și tu și... Dar dă pe jos și a câștigat un... a devenit un simbol. Într-o direcție, într-un loc. Cum e fanii Ștefan Popa Popas? Poți elevul meu. Mă bucur că, poftim, mă bucur că noi râdem, că, Doamne, toți au avut profesor bun, numai el n-a avut profesor bun pe mine. Dar, Doamne, a câștigat ceva băiatul ăsta. Și a câștigat, Doamne, în momentul ăla începe invidia. La bibliotecii de tânămurești, nu, nu, poți să dau și tu. Colegele din Sărăi. O clipă, ce Dumnezeu fac aici? Da, e o ofertă pe care gazdele noastre... Dar nu faceți unul, mie, mie nu faceți ceva mor. Acum nu vreau să-mi fac omlet. Știți cum e, dar eu vă iubesc, doamna Shell, adică. Ori și cât, nu? Eu am spus că nu, nu iubesc portretele mele, nu le iubesc. Dar de ce, doamna, nu le iubiți? Am să vă fac unul pe care să-l văd cumpărați cu el sub pernă. Bun, hai să vedem. Asta ce? Asta-i tuș. Tuș, da. Tuș de ștampile. Tuș de ștampile. Da. Că n-am găsit ceva mai... N-am găsit altă rimă, vorba. Da, da, zice, țineți minte, bă, Matiaș, mă... Da, știți că... Dar n-am, ce să vezi, n-am găsit altă rimă. Da, domne, știu că n-ai găsit, dar cine-i vrăbiuța? Bună ziua, Boris. Bună ziua. Bună ziua. Așa un gest. Aș vrea și eu, nu se poate? Graf. N-am apucat să-mi fac când... Aș vrea și... Nu știu, eram grașcă cu aia care mi-au zis mie că de ce râdem? Nu, nu, nu. Nu, cu dragoste. Tu ești actor, nu? Da. Ai fost pe scenă cu Distinsul, da. Oricând. Normal. Patima posterității ne macină pe toți.
Eu zic că s-au forțat niște note, abuz de putere până la urmă, dacă stăm să ne gândim ce s-a întâmplat. Dacă a hotărât puternicul director, n-a mai stat la discuții să vadă, să putea să lanseze un mesaj. Dom'le, mai vedem, nu dom'le. A venit și Miron Manega, nu știu dacă îl știți pe Miron Manega, cu revista Certitudinea, care este ușor agresiv, domnule, adică ușor greu agresiv. Acești dacă maestru e mulțumit, eu sunt onorat. Jelone. Da, să vede ușa. Să vede ușa. Da, așa e expresia, jumătate de sus mă recunosc. Asta de jos o să mai stă. Lasă că e sănătate gură. Să rămână, băierule. Pentru? Pirie, Gania. Pirie. Piroș. Unde e doamna, unde este acum, domnule Isabeta Bosman? Da. Câți ani are, domnule? 90. Domne, spuneți-i că un puric o iubește, domnule. Știe, nu? Mm-hmm. Domne, de o demnitate femeia asta, odată mi-a dat un telefon, că ce mi-a zis la telefon, era, îl ajutam pe un student de aici. Domnul Dan, dumneavoastră sunteți de altă calitate, domnule. În telefonul ăla, nu vorbesc de filme și de astea, că era Bibu, juca Motanu de Nilă. Și eu când dădeam examen, Bibanu era cu mine și ziceam, eu sunt Motanu de Nilă, de concurenți nu-mi milă. Uite, dumne, ce înseamnă talentul. Eu care am făcut arte plastice de aici, am văzut că m-a surprins. Este extraordinar, nici da, nu se da, crede. Da, tu ești la Botoșani. Eu stau la Suceava. Tu ai fost la Botoșani. Ah, ce minunat. Ce înseamnă? Dar tu ai copilărit, Dan. Da, la Nehoia. O prietenă, băi, și la Nehoia, că am fost în zona ta. Da, da. E ceva miraculos. Da. Pământul. Pământul, da. Dar ai copilărit cu Simin Apostolache. Da, domne, care e în București. Eu am fost prietenul meu cel mai bun, Sorin. Sorin, extraordinar. S-au împlinit 20 de ani de când am văzut. Și noi am vorbit mereu cu Simina de tine, da, cum era... Cum ne-a e mică viață. Și cu Fane Popas, care da, te vezi da, da. Enorm, adică... Da. Spune că sunt antisemit, spune lui Fane. Doar atât? Da, da. Vorba lui Fane. Da, cu drag, cu drag. Ce înseamnă talentul? Perfect a prins. Perfect. Mai bine decât Ștefan Popa, Popa. Ei, nu e de. Noi fiecare pe aia. O știu, că știu. Știi aia, la Bruxelles le-am întâlnit, el făcea caricaturi acolo. La NATO? La Bruxelles, da, la, așa. Da, da, da. Și i-am zis, băi, tu ești genial, mă. Și de ce? Păi Dumnezeu i-a făcut pe ăștia caricaturi și tu mi-ai faci odată? Vai, doamne, ce a s-o bag într-o ramă. Hai să te pup. Cum are la ce fain. Da, la 19, dar eu... Vai, de seara plec sau mai rămâi? Nu plec mâine. Sergiu Giru. Păi aici agitate, l-am vizitat pe prietenul meu, Mihai Cozaru Pil. Și pe Silvestre. Și pe Silvestre. Aici au amândoi o expoziție ei doi. E plăcut să vii cu un prieten de aici să faci împreună expoziție. Dacă veți dori voi la Suceava, mă anunțați din timp. Și eu vă... rezerv o galerie de artă, o lună de zi. Cam eu sunt custod de unei galerii de la nou au acolo film, dar nu merg nici eu, nu merg. Ce film e? E cu ăsta, cu Iureș, cu Marcel. El nu joacă? El, Marcel joacă. Zice, film că joacă și Marcel. Joacă Marcel Iureș. Marcel Iureș. La arta.
Foarte bună. Eu am ardei iute la teșcherea. Am ardei? De unde? Ardeiul este la voi de aici, dar nu le-am aruncat. Am împărțit cu el ardeiul, am împărțit noi spațiul expozițional. Să fac alea, să ți dau, să le ai la tine, fetele, cu faine. Lasă că e bun. Acolo sunt societate? Acolo stăm unde, da, mâncăm și mergem și stăm și lucrez, știi? Îmi place fiecare an gala oamenilor de afaceri. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Uite aici, te rog frumos, din partea prietenului nostru. Cu dragoste multă, aici. Mersi. Am o galerie de artă. Ți-am zis, când dacă vă hotărâți, voi să veniți o grupare așa de caricaturiști, veniți cu mare drag. Că... Oricând. Da, vorbim și veniți, știi? Și stabilim, pentru că e aglomerat. Uite, vine acum, vine Bercea, Radu Bercea, după care vine un tip din Slobozia, un pictor. Deci s-a dus vestea așa în țară. Vine în țară, băieți. Uite găbițule. A, da. Eu sunt. Cam imperial așa. Da, mulțumesc. Șurel. Frumos. Tot așa. Curților cu piață rară, nu lăsați pradea să piară. Dacă piere straja noastră, a pierit și țara noastră. Dacă piere straja noastră, a pierit și țara noastră. Rămas ultimii mari boemi. Păi da, bineînțeles că nu mai avem. Ce să facem? Mai trebuie nu, și... Nu mai boemia asta... Mai trebuie și de ăștia, Mihai. Da, mă, da, noi am fost boemi toată viața. Ești, da. Știi cum auzi alții când zic asta? E ca și cum te-ar înjura. Ei cred că te înjură, știi? Zic, a, cine mă zice? Voi, boemii? De ce faceți ce vă... De ce faceți ce vă place voi? Voi ați ales asta, zic, zău? Eu aș fi ales altceva în viața mea, de la 6 ani, să credea că fac astronomie. Nu. Și n-am avut parte de ea. Da. Nu spune tu mie că am ales eu să mor de foame. Cum zice corect? Schubert sau Schumann? Ce spune corect? Este și Schubert și Schumann. Corect. Dar cel mai corect este Șostakovici. Aha. Respect. Deși e mie așa. Mulțumesc. Mulțumesc. Am spus că sunt împreună aici. Cu dragul meu.